Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei dedicată cărților din colecția Arta Regală, literatură masonică. Astăzi alături de noi este domnul profesor Vasile Zecheru, coordonatorul colecției Arta Regală, și vorbim despre o carte publicată recent, am putea spune că este ultima carte publicată recent în colecția Arta Regală, Ritualurile secrete ale francmasoneriei conform arhivelor Marelui Orient și ale Marii Loji a Franței de Jean Marques Rivière, cum spuneam, o carte publicată în colecția Arta Regală. Dacă există un mare număr de lucrări care se referă la istoria francmasoneriei, în schimb cele care tratează despre ritualurile folosite de loji sunt mai rare. Motivul este clar, de tipărirea ritualurilor practicate în lojile masonice se ocupau administratorii obedienților masonice, președinții lojilor venerabili primeau câteva exemplare pentru folosința proprie sau pentru ofițerii din cercul lor. Iată ce frumos această frază pe care o găsim de altfel pe coperta 4 a acestei cărți, unde se vorbește despre marile loji și despre obediență. O carte care și-a găsit un bine meritat loc în cadrul acestei elegante și frumoase colecții Arta Regală. Domnule profesor Vasile Zecheru, de ce este importantă această carte pentru această colecție și în general pentru cei pasionați de literatură masonică? Bună ziua tuturor, vă spun și eu. Așa este, cărțile despre ritual sau cu ritualul scris al masoneriei sunt destul de rare. Mai precis, și această carte s-a născut inițial ca o dezvăluire jurnalistică. Este, să zicem așa, într-o serie celebră de dezvăluiri, este a treia și poate cea mai importantă dintre dezvăluirile ritualurilor. Ritualul se face în atelier, în loji, așa încât atâta vreme cât aceste ritualuri circulă liber într-o carte, poate să o cumpere oricine, nu mai este secret și, ca să zic așa, foarte conspirativ că practicăm un anumit ritual acolo în lojă. Este o dezvăluire la 1730 a lui Samuel Pritchard, care a publicat ritualurile practicate în Anglia la vremea respectivă. Pritchard a făcut un bine masoneriei că le-a publicat, pentru că încă exista frisonul acesta al oralității. Ritualurile erau orale, nimeni nu consemna ritualurile, așa a fost dintotdeauna. De ce? Pentru că trebuie stimulată memoria. Trebuie stimulată trăirea vie, rostirea vie. Atâta, când le-ai scris, ele sunt ca ceva la conservă și nu mai este același lucru. După aceea există o dezvăluire iar celebră, pentru că a făcut multă vâlvă în Statele Unite, un anume William Morgan, la 1820, mi se pare, contemporan cu Tudorul Admirescu, ca să scap mai repede de cronologie, a publicat și el aceste ritualuri și în sfârșit s-a întâmplat ca acest William Morgan să fie răpit și ucis. Și s-a făcut o legătură cu masoneria, că din cauza asta a fost ucis, pentru că chipurile a publicat ritualurile. Nu s-a dovedit nimic, mă rog, multă legendă, dar în epocă acest fapt a produs multă vâlvă, s-a creat un partid antimasonic care era a treia forță politică în Statele Unite la vremea respectivă, o întreagă poveste. Această dezvăluire a lui Rivière, publicată în 1943, în timpul războiului, cu o istorie specială, s-a vrut să fie o carte cumva antimasonică, dar să știți, cartea nu este antimasonică, doar că dezvăluire ritualurile. Rivière, în egală măsură, era și el intrigat. Fusese francmason în timp de vreo 5 ani, a funcționat ca francmason din 1925 până în 1930, a fost francmason cu acte în regulă. Și după aceea, oarecum,
cum să spun, supărat de faptul că n-a găsit în masonerie ceea ce căuta el, a scris o carte care se numește Trădarea spirituală a francmasoneriei. Cartea a fost republicată în timpul războiului împreună și cu această carte, Ritualurile secrete. Nu este o carte antimasonică. Se publică ritualurile. Sigur că nu este un gest frumos din partea unui fost francmason să te apuci să publici ritualurile, să le dai publicității, pentru că se pierde oarecum din efectul scontat în acest fel. Dar cum nimeni nu prea mai citește și nimeni nu vrea să vadă, ritualul este o trăire vie ca la teatru. Una este să citești o scrisoare pierdută și una este să te duci la teatru să o vezi jucată de actori. Este cu totul altceva. Vă spuneam, și acum francmasonii adevărați încearcă să reintroducă oralitatea în loji. Ce înseamnă asta? Adică în Statele Unite, spre exemplu, bătrânii fac ritualul pe de rost. Ei l-au făcut de așa de multe ori încât îl știu pe de rost și dacă mai uită un cuvânt și se potignesc, este unul alături care îl șoptește. Un gest frumos așa de camaraderie care duce mai departe lucrarea vorbită așa, ca o poveste, ca o însăilare a mitului. Rivière a fost un intelectual sclipitor, până la vârsta de 38 de ani reușiseră să obțină pentru cărțile sale două premii ale Academiei franceze, nu-i puțin lucru, deci ieșise din rând cu aceste nominalizări. El era specializat în orientalistică, studii despre cultura chineză, despre cultura tibetană, indiană, importante, care s-au publicat, republicat, retipărit, tradus, au avut o, să spunem așa, o traiectorie frumoasă cărțile lui. Dar în perioada războiului el a devenit colaboraționist. Știți bine, în 1940, în iunie, Franța a capitulat, litoralul Atlantic a fost cucerit efectiv de către germani și s-au instalat trupe acolo pentru ca să preîntâmpine diverse debarcări, iar partea asta dinspre estul Franței a rămas așa numită Franță liberă, cu capitala la Vichy, mareșalul Pétain. El a fost înregimentat în această structură administrativă și a fost foarte pătimaș cumva ca administrator. A fost adjunct al unui serviciu secret care urmărea societățile inițiatice, masoneria în primul rând. Și din această cauză, în anii războiului, el a publicat aceste cărți, a făcut și un film de propagandă care făcea furori în perioada respectivă. Încă văd că mai există pe YouTube acest filmuleț, Forțele Ocurte, Le Force Occult. Cam acesta a fost personajul. La 1949 este condamnat la moarte în contumacie, pentru că părăsiseră Franța între timp, s-a stabilit în Spania franchistă, dar probabil s-a reabilitat, nu știu foarte multe amănunte, și a murit de moarte bună pe patul său, cum se spune, la o vârstă înaintată, 90 ceva de ani. Cărțile lui despre orientalistică sunt și acum bine cotate, apreciate, traduse, publicate. Cărțile acestea despre zona de propagandă, vă dați seama că au rămas în urmă. Totuși, această carte pe care a publicat-o editura Herald nu este o carte antimasonică. Eu așa apreciez și de asta am și subscris la acest proiect. Este o carte care publică ritualurile. La finele cărții, Rivière are o inițiativă lăudabilă, aș putea pune. Adică el produce niște critici și produce niște capete de acuzare la adresa fenomenului masonic decăzut, care
și a pierdut oarecum rostul lui inițiatic și sacramental, spiritual. S-a diminuat, nu că s-a pierdut. Și din această cauză, oarecum se subînțelege un proiect de redresare a masoneriei din scriitura lui Rivière. Cam aceasta este cartea, cam acesta este autorul. Întrebați-mă dumneavoastră dacă doriți să mai subliniem ceva. În ce măsură informațiile din carte și mai ales cele legate de partea aceasta de ritualistică vin ca informații noi pentru cineva care și-ar dori să afle mai multe lucruri, pentru că și în alte rânduri am mai discutat, există așa un soi de curiozitate și aș spune chiar mai mult un soi de fascinație legată de ceea ce înseamnă ritualul, cum au loc, ce se întâmplă, de fapt ce se întâmplă în cadrul acestor ceremoniale. Cum găsește cititorul aceste lucruri în carte? Ați făcut din start o precizare, aceea că ritualurile pe care le publică Rivière sunt ritualurile Marelui Orient al Franței. Masoneria nu este o mișcare monolitică. Sunt foarte multe obediențe, sunt foarte multe curente, sunt foarte multe reprezentări, unele mai înspre social, altele înspre caritate, altele spre partea inițiatică, spirituală. Diverse abordări. Nu este nimic foarte rigid. Aceste ritualuri ale Marelui Orient al Franței, cea mai importantă obediență, ca număr cel puțin din Franța și cea mai veche, cea mai mare, are un trecut despre care, să spun așa, cunoscătorii și-au format o părere. În 1877, Marele Orient al Franței, care era o obediență regulară, adică recunoscută de către obediențele celelalte în ceea ce privește cele trei credouri fundamentale, credința în Dumnezeu, credința în nemurirea sufletului și credința într-o ordine universală revelată. Acestea sunt cele trei, să zicem așa, dogme. Dintr-o dată, în 1877, Marele Orient al Franței hotărăște să scoată din loj această credință cu Dumnezeu, cu Marele Arhitect al Universului. Punem semnul egal așa, dar nu-i chiar același lucru. Pe bună dreptate, UGLE, United Grand Lodge of England, a retras recunoașterea Marelui Orient al Franței și Marele Orient al Franței a devenit o obediență irregulară. O obediență irregulară este și în prezent, cu toate că este foarte puternică și că este la sorgintea altor poluri de recunoaștere diferite de UGLE. În sfârșit, e o poveste lungă și trebuie să intrăm într-o discuție pe tema aceasta. La sfârșitul secolului XIX, început de secolul XX, Marele Orient al Franței era o obediență foarte angajată în lupta cu papalitatea, cu iezuiții, și nici iezuiții nu erau foarte cuminți în relația asta. E o întreagă poveste, un război care s-a derulat timp de 200 de ani. Mai mult, 250 de ani. Și era în același timp această obediență, un fel de joben magic, așa, din care ieșeau toate abordările politice ale momentului. La început au fost de orientare liberală, după aceea au trecut repede, au schimbat pe orientarea socialistă și la un moment dat cochetau chiar și cu comunismul lui Lenin. Astfel încât putem vorbi despre o anumită lipsă de direcție, cumva, sau, mă rog, o implicare oarecum conjuncturală și fără repere superioare care țin de partea inițiatică. Din acest motiv, oarecum ritualul Marelui Orient al Franței este laicizat.
Și puteți constata și dumneavoastră, în loc de venerabil, venerabil înseamnă bătrânul care cunoaște și care poate să transmită cunoașterea. Se folosește sintagma președinte, adică este clar că este o laicizare dusă până la maxim. Putem vorbi despre dezvăluirea ritualurilor Marelui Orient al Franței, dar asta nu înseamnă nimic. Masoneria este un ocean de infoenergii, din care Marele Orient al Franței este o părticică, un curent. Putem, nu că ar fi nesemnificativ, dar nu este nici pe departe reprezentativ. Nu ne supărăm că cineva a publicat ritualurile Marele Orient al Franței. Treaba lor, ca să zic așa, pe scurt. Așa. Avem de învățat, putem să facem studii comparative, putem să vedem anumite nuanțe. E de învățat, e de învățat. Dar cel mai mult este de învățat din această abordare a lui Rivière, această abordare critică asupra sensurilor profunde ale masoneriei. Rivière are o judecată corectă din acest punct de vedere și pune lucrurile pe un făgaș normal. Adică își formulează întrebările, își formulează bine întrebările și în același timp ne încărcăm și noi cu aceste întrebări. Devenim mai atenți la aceste nuanțe, pentru că, iată, Rivière, înaintașul nostru, a formulat aceste întrebări. Dragii noștri, sperăm cu acest dialog, acest interviu cu domnul profesor Vasile Zecheru să vă fi stârnit interesul pentru această superbă carte. Este vorba despre ritualurile secrete ale francmasoneriei conform arhivelor Marelui Orient și ale Marii Loji a Franței, de Jean-Marthieu Rivière, o carte publicată în colecția Arta Regală și pe care o puteți găsi alături de celelalte cărți din colecția Arta Regală pe site-ul editurii Herald. Urmăriți-ne în continuare aceste filmulețe pe care le realizăm în cadrul acestei campanii desfășurate pe site-ul editurii Herald, www.editura-herald.ro. Acolo găsiți toate, absolut toate informațiile despre aceste titluri, de asemenea și materialele înregistrate, interviurile și testimonialele invitaților noștri. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Îi mulțumim domnului Vasile Zecheru. Să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!